Aplauze la scenă deschisă pentru Horia Mihail. După rafinata și impecabila interpretare a concertului de Schumann, pianistul a fost chemat la rampă în repetate rânduri. Publicul a umplut până la refuz sala radio. De la spectaculozitatea lucrării Corneliei Tăutu, la romantismul incurabil al concertului de Schumann și până la dramatismul simfoniei de Brahms, lucrările alese au fost o încântare pentru public. Creează o atmosferă de visare, ceva deosebit, și interpretarea lui Horia Mihail e extraordinară. Dirijorul, la fel Tiberiu Soare, este foarte sensibil și știe cum să facă în așa fel încât solistul să aibă partea de evidență când în lucrare trebuie sunetul să iasă în relief. Îmi place foarte mult. Vin aici de 53 de ani. În pauza concertului, în foierul sălii radio s-a lansat cel mai recent compact disc al pianistului Horia Mihail. Materialul include lucrări de Beethoven, Rachmaninov și Lutoslavski și este realizat în colaborare cu Orchestra Națională Radio și dirijorii Tiberiu Soare și Gene Wang. Ce emoții trezește acest compact disc pentru Horia Mihail? Sunt onorat, sunt mândru de mine și de cei care m-au ajutat să ajung în acest moment, adică la lansarea primului meu CD alături de orchestra mea de suflet din România, Orchestra Națională Radio. Vă mulțumesc că ați venit la concert și vă așteptăm, vorbesc în numele orchestrelor și corului radio, vă așteptăm la toate evenimentele deosebite pe care această instituție publică le organizează săptămână de săptămână.